Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au efectuat miercuri 5 percheziții domiciliare pe raza localităților Târgu Mureș, Ogra, Lăscut și Ceuașul de Câmpie. Activitățile au vizat 6 persoane, bănuite că ar fi produs, deținut și comercializat tutun de fumat, fără a fi încheiat vreun contract de cultură cu unități de prim procesare sau cu producători agricoli de tutun, așa cum prevăd normele în vigoare. Tutunul cultivat la domiciliile persoanelor bănuite ar fi fost oferit spre vânzare online, iar ulterior ar fi fost livrat cumpărătorilor persoane fizice prin intermediul serviciilor de curierat. În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 500 de kilograme de tutun vrac, 56 de kilograme de tutun mărunțit, arome de tutun, 18.250 de lei și înscrisuri. Prejudiciul produs bugetului de stat urmează a fi stabilit. Oamenii legii au reținut 9 persoane, care au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de producere de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în fața unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și deținerea a peste un kilogram de tutun de fumat de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori marcaje false. Cercetările sunt coordonate de parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Mureș.